Soarele este scump la vedere în această vară. Zilele calde, lipsite de ploi din anii trecuți, au rămas doar amintiri. Oamenii care au avut planuri mari să se bronzeze și să meargă pe litoral în concediu sunt afectați de vremea ploioasă din ultima perioadă. Însă iubitorii de munte sunt puțin mai norocoși, deoarece aceștia pot parcurge traseele montane chiar dacă mai cad câțiva stropi de ploaie. Condiția este să respecte marcajele de pe trasee și, desigur, să fie echipați adecvat. În vreme nu o să fie foarte grozavă, dar nici atât de rea cât se anunță la televizor și așa, se pot face excursii montane cu riscul de a fi plouat, probabil în fiecare zi. Deci asta e sigur că o să cam plouă, dar nu toată ziua, plouă câteva minute, că un ceas și așa. Și ca recomandare, toți turiștii care vor să se aventureze în masivul Făgăraș să fie echipați corespunzător, mai ales pentru ploaie și pentru vânt, și să urmeze traseele marcate, să nu părăsească, bineînțeles, să și documenteze asupra traseelor care vor să le parcurgă. În rest, nu sunt trasee închise, nu sunt probleme la cabane, e tot în ordine. Toate traseele din Munții Făgărași sunt deschise turiștilor dornici de drumeții, iar pentru a le putea parcurge pe toate, fără probleme, chiar și prin ploaie, salvamontiștii recomandă ca echipamentul montan să conțină toate lucrurile necesare. Trebuie în primul rând niște ghete bocanci buni, să țină și gleznă, un pantalon, un pullover sau un hanorac, ceva pentru vânt, ceva de ploaie, căciuliță. Și toate să aibă și o rezervă, mai ales tricourile sau cămașa sau așa, să fie și cu rezervă. De asemenea, în perioada 25 iulie 10 august, turiștii montani pot să combine utilul cu plăcutul și să contribuie la remarcarea traseelor montane în calitate de voluntari, în cadrul programului Voluntar în Carpați, care are ca scop recondiționarea completă a traseelor și a refugiilor.